Bun găsit, stimați telespectatori! Ne aflăm tot în studiul ecuației dedicării creștine sau a creștinului dedicat, cum vrem să spunem, sub formula unei ecuații matematico-spirituale pe care o puteți citi pe ecran, nu mai rememorez eu, nu mai spun eu. Invitații mei sunt doi colegi de slujire la care țin foarte mult și mă bucur că au răspuns invitației mele. Este din Medgidia online, pastorul Vasilică Croitor, pastor în exercițiu și director executiv la agenția AREA. Bine ai revenit, Vasilica! Bine v-am regăsit, mă bucur să fiu iarăși cu voi. Și în studio, un coleg cunoscut prin emisiunea Până la marginile Pământului, pastorul Ghiță Rițișan, președinte al APME. Mă bucur să fim împreună din nou. Și eu mă bucur, bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Avem puțin timp la dispoziție, deși am avea 50 de minute, pentru că vrem să dăm și câteva videoclipuri. De aceea ne propunem, materializând oarecum ecuația aceasta într-un context, într-o organizare specifică, printr-o agenție, printr-o școală de misiune revistă, o agenție de evangelizare națională, în ordinea normală, mă gândesc într-un fel normal, că normal ar fi prima dată misiunea de acasă, home mission, nu AREA și apoi APME-ul, dar la noi a fost oarecum invers. Să prezentăm APME-ul. Ce este APME-ul? Am înțeles că aveți un videoclip, da? Avem un videoclip. Sunteți de acord să pornim cu prezentarea videoclipului și apoi completări la acest videoclip. Să urmărim acest videoclip cu Agenția Pentecostală de Misiune Externă. Prin harul Domnului, Agenția Pentecostală de Misiune Externă din România este una dintre cele mai tinere și mai dinamice organizații de misiune pentecostale din lume. Din 2006, de la înființare și până acum, în parteneriat cu bisericile locale, am trimis și susținem peste 70 de misionari în peste 25 de țări. De asemenea, am facilitat câteva sute de călătorii misionare pe termen scurt. Lucrările principale pe care misionarii APME le desfășoară pe câmpul de misiune sunt cu prioritate evangelizarea, ucenicia și înființarea de noi biserici. Noi credem, potrivit Scripturii, că revenirea Domnului Iisus Hristos este strâns legată de progresul Evangheliei în lume. Credem că pentru noi românii a ne implica în misiunea mondială nu este doar o datorie, ci și un privilegiu pe care ni l-a oferit Domnul. Credem că acum este timpul nostru. Credem că acum este kairosul Bisericii Românești. Vă invităm așadar să vă implicați alături de noi în misiunea lui Dumnezeu de răscumpărare a oamenilor de orice etnie. Alăturați-vă celor care înalță constant rugăciuni pentru misionarii noștri. Una dintre cele mai folositoare unelte, pentru cei care doresc să se roage specific, este calendarul de rugăciune pe care îl tipărim anual și care prezintă nevoile actuale ale misionarilor din teritoriul de misiune. Acesta poate fi trimis direct la adresa dumneavoastră. Căutați să rămâneți conectați la activitățile pe care le desfășurăm în teritoriile de slujire. Aceste informații le puteți accesa atât pe site-ul nostru apme.ro, cât și în revista Noi Frontiere. Aceasta apare odată la două luni și poate ajunge la dumneavoastră în urma unui abonament pe site-ul noifrontiere.ro. Dacă Dumnezeu vă deschide inimile să-i susțineți financiar pe cei care sunt plecați, puteți face acest lucru folosind mai multe metode aflate ușor la îndemână. Fie prin transfer bancar în contul APME, specificând destinatarul, fie pe site-ul nostru prin aplicațiile PayPal și Eu Plătesc. Nu în ultimul rând, dacă Domnul te cheamă, alătură-te echipei noastre. Poți face lucrul acesta promovând lucrarea de misiune externă în zona ta sau, de ce nu, alătură-te celor care sunt gata să ducă vestea bună a Evangheliei oamenilor pierduți din lumea aceasta. Intră pe site-ul nostru apme.ro și nu uita să distribui acest filmuleț prietenilor tăi. Am revenit. Ce puteți spune complementar? Evident, foarte mult, dar nu avem 5 emisiuni la dispoziție, numai 50 de minute, așa că... Da, Agenția Pentecostală de Misiune Externă este o organizație relativ tânără. A început în 2006 din inițiativa a 5 păstori și se merită să-i amintesc, chiar dacă acum sunt doar eu cu Vasilică.
Apostolul Pavel, în ultimul capitol al cărții Romani, amintește acolo o listă de vreo 30 și ceva de colaboratori importanți ai lui și nu uită pe niciunul să le numere și să amintească aportul pe care l-a dus la răspândirea Evangheliei. Așa că pe lângă noi doi, Dumnezeu l-a mai dus pe fratele Mircea de Teșan, fratele Rick Cunningham, misionar american, pe fratele păstor Emil Meștereagă. Și în 2006, după ce noi ne-am rugat, nu eram niște oameni foarte apropiați sau prieteni, poate cu excepția lui Vasilică, eram în aceeași zonă și ne cunoșteam bine, dar toți ceilalți am venit împreună pentru că am avut inimă pentru misiune și Dumnezeu ne-a dat viziune să pornim ceva. De ce a trebuit să pornim? Așa cum aminteai, trecuseră deja 15 ani de la Revoluție, aveam libertate, în 2007 am devenit parte din Uniunea Europeană, deja urmau să se deschidă foarte curând granițele, dar noi ca organizație, ca și cult, nu am trimis și n-am susținut niciun misionar. Erau câțiva tineri plecați, trimiși de biserică, mergi pe cont propriu cu alte organizații internaționale, dar nici unul trimis oficial de departamentul de misiune. Și când am văzut că au trecut 15 ani și nu se întâmplă nimic, am zis, este cazul să pornim ceva. Sigur că am discutat cu frații din cult despre dorință, ei ne-au binecuvântat așa de la distanță, au zis, e o lucrare bună, începeți-o, porniți-o, dar noi acum nu suntem deschiși, nu înțelegem această lucrare. Așa că am pornit în 2006, apoi, cred că un an sau doi mai târziu, în 2008, te-ai adăugat și tu și fratele Florin Câmpian din Statele Unite, pentru că avem acolo biserici multe românești care au vrut să fie parte din Marea Trimitere. Și timid am pornit această lucrare, n-aveam experiență niciunul dintre noi, am învățat și noi cum se face misiune. Un ajutor a fost Rick Cunningham, care era misionar de carieră. Un ajutor a fost fratele Cunningham, un mare ajutor a fost fratele Cameron Wilson, a fost amintit deja. Un om care a venit aici în România, a ajutat bisericile în echiparea păstorilor, dar de asemenea inima lui bătea pentru misiune externă. Și el foarte curând a cuplat cu noi cei din Dobrogea, pentru că ne-a descoperit oarecum mai târziu. El când a venit, a început să lucreze foarte mult în nord-vestul României. A avut așteptări mari de la bisericile mari, nu la bisericile mari așteptări mici. De acolo și țin minte că l-am întâlnit prima dată, nu în România, l-am întâlnit în Canada la o conferință. Și de atunci inimile noastre s-au legat și el a început să lucreze foarte mult cu noi și ne-a fost de un mare ajutor în a porni Agenția Pentecostală de Misiune. Mai întâi a pornit o lucrare cu romii din România și cu alte etnii, foarte interesant. Ne-am deschis gustul și tatăl meu a luat lecții de la Cameron Wilson și a plantat două biserici de romi, între altele sau trei. Da. Sigur că da. Și apoi am pornit această lucrare, încet, încet s-a dezvoltat. Sigur că o să revenim asupra ei cu alte elemente legate de implicare internațională și parteneriate, dar ce vreau să mai spun acum este că după aproape 10 ani, când frații din cult au văzut că această lucrare crește, este bine făcută, recunoscută în exterior, au început apoi să se pună la punct și relațiile normale, pentru că noi de la început ne-am dorit ca să fie o agenție a cultului de pentecostal. Și de fapt, dacă îmi permit să adaug, nu s-a dorit ca agenția să trimită misionari, ci bisericile să trimită misionari ajutați de agenție, exact. Care e cu totul altceva. Exact, asta este și politica noastră, deși practic noi facem toată munca și logistica, dar ne place să implicăm biserica locală, așa că dacă veți citi un pliant sau veți vedea un pliant cu misionarii români care sunt aici, îl publicăm în fiecare an o dată sau de două ori pe măsură ce se adaugă, în dreptul fiecăruia este scris, este trimis de biserica Betleem sau este trimis de biserica Farul, pentru că vrem să scoatem în evidență aportul bisericii locale în formarea și maturizarea acelui slujitor care apoi a fost ajutat de noi să ajungă pe câmpul de misiune. De obicei, Vasilică întocmea agenda de rugăciune pentru misionari. Cum de și în această formă s-a unit Marea Trimitere de ungere, de suport spiritual?
Dacă vrei să ne spui în ce scop s-a făcut calendarul acesta de rugăciune. Sigur că da. Eu vreau să evoc și eu, la rândul meu, rolul pe care Cameron Wilson l-a avut în anii aceia de formare a Agenției de Misiune Externă. Prin faptul că până astăzi el pentru mine rămâne omul cel mai strateg în gândire pe care l-am întâlnit vreodată. Despre orice lucru discutai referitor la lucrare, la slujire, el imediat vedea o strategie practică pentru a implementa acea nevoie în viața bisericii, a slujitorilor, a câmpului de misiune și așa mai departe. Și pentru lucrul ăsta eu sunt foarte recunoscător lui Dumnezeu, am avut foarte multe de învățat de la el și amintirea lui rămâne una foarte, foarte dragă pentru mine. Cred că în același context, când noi vorbeam despre lucrarea de misiune, întrebarea a fost cum putem face ca să existe un suport puternic în rugăciune pentru lucrătorii care pleacă din România. Și atunci a venit, cred, în mod natural și n-am inventat noi calendarul de rugăciune, văzusem la multe alte organizații, tipărisem și am tradus până atunci sporadic ghidul de rugăciune pe care îl aveau cei de la Fundația Barnabas, care lucrează cu Biserica Prigonită. Și în mod natural a venit nevoia aceasta să adunăm motive de rugăciune și să încurajăm Biserica din România să dezvolte o practică, nu doar sporadic sau nu în mod vag, superficial, să menționeze misionarii, ci să fie alături de lucrătorii care sunt pe câmpul de misiune și să lupte alături de ei în rugăciune, să creadă alături de ei în chestiunile specifice cu care ei se confruntă în diverse zone ale lumii. Sigur, noi am pus rugăciunea imediat după concept. Acolo în Fapte 2:42 scrie că ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Rugăciunea trebuie și la început și la sfârșit, dar ideea care era? V-ați gândit și la o școală de pregătire, deci învățătura apostolică, cu adevărat apostolică, că mai întâlnești biserici apostolice fără apostoli, fără misionari, care e o contradicție în sine. Dacă vreți să ne spuneți și despre această școală sau dacă vreți să dăm video-ul și după aceea să ne spuneți cum... Vreau să fac o trecere de la cele spuse de noi legate de rugăciune. Aici este calendarul de rugăciune pentru 2021. Oh. Este deja tipărit, publicat și pe fiecare pagină, fiecare duminică este un motiv de rugăciune pentru o familie de misionari și de asemenea pentru că noi vedem AREA o lucrare complementară, noi nu suntem în conflict. Este aici prezentată în fiecare duminică o familie sau motive de rugăciune pentru lucrarea internă. Va fi și în spațiu virtual? Va fi și în spațiu virtual, poate fi comandat și în forma aceasta și ne-am dorit ca fiecare biserică în fiecare duminică să-l folosească, pentru că o spun mereu, cea mai importantă resursă pe care Biserica Penticostală o poate oferi misiunii interne și externe este rugăciunea și ne dorim să avem zeci, dacă nu chiar sute de mii de români care se roagă pentru misionar, pentru că rugăciunea, suportul în rugăciune este ceea ce implică ține, pe Duhul Sfânt, implică nu-i așa? Pe Duhul Sfânt și ține pe oamenii aceștia acolo lucrând în cele mai dificile zone sau printre cele mai dificile zone. Acum trecem la școala de misiune. S-a născut tot în Dobrogea și tot în acest context în care noi ne doream să echipăm, să instruim oameni pentru slujire. Chiar înainte ca să existe Centrul Român de Studii Transculturare, a existat SMEDU sau Școala de Misiune și Evanghelizare Dobrogea, așa s-a numit, și 3 ani de zile a funcționat la Basarabi, Murfatlar, acum în biserica de acolo ne întâlneam în weekend și scopul a fost să echipeze localnici pentru plantarea de biserici și evanghelizare acolo în zonă. Și apoi când am văzut și Dumnezeu ne-a deschis ochii pentru lumea musulmană și am văzut cât de important este să fii bine pregătit pentru misiune, bine echipat pentru a duce Evanghelia la grupuri etnice care aparțin unor grupuri religioase mari, atunci ne-am gândit să pornim această școală. În anul 2001 am avut un curs pilot de 9 luni în pregătire să învățăm și noi ce înseamnă această școală
Și apoi din 2001 încoace avem un program de 2 ani de zile pentru echiparea tinerilor români și nu numai. În primul an avem cursuri biblice de bază pentru cei care n-au nicio școală biblică și în anul 2 avem cursuri specifice de misiune, în care oferim cursuri de islam, cursuri de hinduism, cursuri de budism. Școala este și foarte practică și oarecum legată și de lucrătorii și bisericile din Medjidia, pentru că în weekend studenții lucrează împreună cu evangheliștii și plantatorii de biserici din Medjidia ca să dobândească experiență în etnii diferite, a lucra. Da. Să urmărim, pentru că timpul ne presează așa de mult, să urmărim videoclipul de 6 minute cu CRST și apoi vom reveni. Ajuns aici, am văzut că erau tineri, chemați mulți dintre ei la misiune, oameni ca și mine, care au renunțat la visele lor, la proiectele lor de viitor. Și Dumnezeu, plecând de aici, mi-a dat acea frământare după voia Lui, care m-a făcut până la urmă să iau decizia de a fi participant la secerișul Lui. Știu că eram singur și înainte să scopăr la interviu, am zis că să mă rog. Și mi-a spus Domnul atunci câteva cuvinte. Însă atunci când am vrut să mă ridic pe genunchi, l-am auzit o voce așa foarte clară. Și mi-a spus, tu mi-ai spus ce vreau să-mi spui, dar nu aștept ca și eu să-ți vorbesc. Și atunci așa m-am oprit și am înțeles că Domnul și m-a pus înapoi pe genunchi. Și am așteptat. Și mi-a spus, mai înainte să fii născut tu, eu te cunoșteam. Și mai înainte să fii și din pântecele mamei tale, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Și stau acum și mă gândesc și mi-aduc aminte prima zi de școală. Eram plină de emoții. Am venit cu mama mea, care până atunci nu era de acord ca eu să vin la CRST. Și Dumnezeu i-a schimbat inima și am venit împreună cu ea. Aveam atât de emoții și mă gândeam, Doamne, cum vei lucra în viața mea și ceea ce vei face, oare ce vei face Tu mai departe prin viața mea? Și acum, după 2 ani, stau și mă uit în urmă și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că a făcut lucruri extraordinare. Atât prin cursuri, prin colegilor și prin părtășiile pe care le-am avut. Aici, la școală, Dumnezeu m-a conștientizat mai mult de faptul că și tinerele fete necăsătorite pot să-L slujească pe Iisus Hristos. Și la vârsta de 18 ani l-am cunoscut pe Dumnezeu. După ce m-am botezat, am început să mă rog pentru misionari și pentru martiri. Mă trezeam noaptea, neprogramat, și mă rugam pentru ei. Apoi am plecat la Cluj la facultate și acolo am cunoscut o familie de misionari români care plecau în India. Când veneau în țară, ne întâlneam, ne rugam împreună, ei îmi spuneau cum lucra Domnul acolo, ce provocăreau și am început să îi susțin în rugăciune și financiar. Și la un moment dat soțul misionarii mi-a zis, Maria, acum tu ne susții pe noi, poate va veni o vreme în care vei pleca tu o misiune. Și am zis, voia Domnului să se facă. Apoi am fost într-o biserică și am auzit un mesaj al unui frate care spunea, e frumos să dai din timpul tău rugându-te pentru misionar, e frumos să dai din banii tăi, susținând financiarul misionar, dar cel mai frumos este să te dai pe tine însuți. Și atunci am simțit că Domnul mă cheamă să fac următorul pas. De a sluji aproape în fiecare weekend în Kobadin, unde sunt 3.000 de etnici turci, majoritatea musulmani și 6.000 de români. Am avut acolo harul să o cunoaștem pe această soră pe care o vedeți în poză. Ea a fost musulmană, din familie de musulmani, și când am întâlnit-o, ea deja primise pe Domnul Iisus prin faptul că trebuia să facă o operație, mai exact un curetaj, trebuia să bea două sarcini în 4 luni, și Domnul Iisus a venit personal la ea, o noapte înainte de operație, și a vindecat-o. Apoi, am întâlnit-o și pe mama ei,
Și Sami, soțul meu, a chemat-o la biserică. Biserica este foarte mică, sunt 20 de membri. Și la prima predică pe care Sami a ținut-o în viața lui, această femeie musulmană și-a predat viața în mâna lui Iisus. Astăzi sunt amândouă în credință, pentru că soții lor sunt încă musulmani, nu era potrivit ca un bărbat să facă catecheză cu ele. Așa că timp de 4 luni de zile, prin manualul care fratele Mihai Dumitrașcu l-a scris, eu am făcut catecheză cu cele două surori, apoi frații de la Megidia le-au examinat și au încheiat legământ cu Domnul. În luna iunie acestui an am finalizat pregătirea noastră de 2 ani de zile la Centrul Român de Studii Transculturale, în vederea slujirii noastre ca și misionari pe termen lung. În luna februarie am mers în practică în partea de nord a Irakului. În timpul petrecut acolo, Dumnezeu ne-a confirmat să ne reîntoarcem pe termen lung, să slujim printre curzii musulmani. Imediat după absolvire, am fost acreditați de Agenția Penticostală de Misiune Externă, iar timpul nostru de plecare este foarte scurt, pentru că la începutul lunii octombrie trebuie să fim deja în orașul Erbil. De aceea, rugați-vă pentru noi și dacă doriți să ne ajutați pe alte planuri, pe plan financiar, orice ajutor din partea dumneavoastră ar fi binevenit și am fi bucuroși să fim lucrători împreună pentru Împărăția lui Dumnezeu. Am revenit și aș vrea să întreb, aveți pe masă niște reviste, de ce a fost nevoie de o școală de misiune lângă agenție și de o revistă? Vedeți, acestea sunt toate doar instrumente pe care noi le folosim ca să conștientizăm bisericile din România cu privire la Marea Trimitere, să asistăm bisericile în a echipa slujitori și ai trimite. De fapt, asta este misiunea noastră a APM-ului, de a asista biserica să se implice în misiunea lui Dumnezeu. Și revista a apărut aproape în același timp cu școala, pentru că noi ne-am dorit ca românii credincioșii din România să afle ce se întâmplă pe câmpurile de misiune, după ce am trimis primii misionari, să știe ce fac ei pe câmpul de misiune. Așa că la fiecare două luni noi publicăm revista Noi Frontiere, care pe lângă un editorial legat de misiune pe care îl scriu, există un articol de fond scris de un misiolog recunoscut din țară sau din străinătate și apoi avem foarte multe alte informații legate de misionarii români, de ceea ce fac ei pe câmpurile de misiune, informații despre grupurile etnice neatinse pentru care trebuie să ne rugăm. Și această revistă o tipărim în peste 1000 de exemplare și poate să ajungă în casele multora ca să inspire și să determine pe credincioșii noștri să se implice în misiune. Aveți și un site? Avem și un site și pentru APM, simplu apm.ro și pentru școala de misiune crst.ro și pentru Noi Frontiere, unde credincioșii pot să afle în arhivă practic toate articolele și informațiile care s-au scris în aproape 20 de ani de existență. Ne bucurăm foarte mult de această lucrare și ne întristăm că fratele Vasilică a plecat spre o altă zonă de lucrare, am colaborat atât de bine, m-a mișcat și nu o să uit niciodată cuvintele frumoase pe care le-ai spus la despărțirea de, mă rog, bordul Consiliului Director al APME, că ai avut privilegiu atâția ani să lucrezi cu ceilalți colegi, așa, și de ce ai făcut un lucru atât de, cum să spun, relativ dureros? Desigur că nu mi-a fost deloc ușor, nu mi-a fost la îndemână să mă retrag din bordul de conducere al APME.
Au fost ani foarte frumoși și am amintiri foarte plăcute și, sigur, lucram toți într-o aventură în care nu aveam foarte multe resurse, nu aveam experiența, nu aveam know-how-ul pentru a ști ce facem, dar Dumnezeu a fost cu noi și ne-a binecuvântat. Dar personal, chemarea mea, ungerea de peste viața mea, nu este cea de administrator. Nu sunt, sunt un prost manager. Și de aceea îmi place să iau parte la nașterea unor lucruri noi, îmi place să gândesc viziuni noi, strategii noi și deși am amintiri foarte plăcute în echipa APME, a venit momentul în care pur și simplu am simțit din partea lui Dumnezeu că e momentul să privesc spre celălalt ogor care rămăsese nelucrat. A venit ceva, a fost foarte natural momentul acela, am știut în duhul meu că e de la Dumnezeu și mi s-a părut că e un lucru care nu poate fi realizat, că va fi foarte greu, dar am ales să-l împărtășesc atunci cu câteva persoane, printre care primul căruia i-am spus despre acel gând a fost Ghiță. După ce am avut chiar o întâlnire de bord la Cluj, ne-am retras undeva și i-am spus: Ghiță, eu simt că e momentul să mă orientez spre lucrarea de misiune internă mai mult și să mă retrag. Nu știu dacă am vorbit atunci de retragere, atunci ne gândeam poate APME-ul să aibă două departamente sau două ramuri. Era doar o primă tatonare a terenului și începeam să spun cu voce tare ceea ce era în inima mea. Dar după aceasta a fost un proces îndelungat, mai lung decât ar fi trebuit să fie, până când lucrurile s-au așezat și a existat un consens clar la nivelul cultului penticostal, în Consiliul Bisericesc s-a format o echipă. Partea aceasta mie mi-a plăcut și mi-a convenit foarte mult, pentru că nici asta nu este darul meu, repet, administrativ, să mă ocup de aspectele astea. Ori fratele Nelu Moldovan, care este președintele ARIA, e cel care s-a ocupat foarte bine de înființarea Alianței pentru Răspândirea Evangheliei Acasă, s-a creat, s-a conturat echipa. Președintele cultului, fratele Moise Ardelean, a susținut cu toată inima procesul acesta, ceea ce mie mi-a dat libertatea, ca să spun așa, luxul, să mă ocup de ceea ce era cu adevărat în inima mea, și anume partea aceasta de viziune, de scrierea unei strategii pentru ca să putem să lucrăm într-un mod eficient în interiorul țării. Este sigur, este evident lucrul acesta că au trecut mulți ani în România de când nu s-a mai conturat o viziune care să se adreseze bisericilor penticostale ca întreg, și era foarte necesar lucrul acesta. Deci era momentul mai mult decât copt, holdele așteptau lucrul acesta și slavă Domnului că El a orchestrat și a pregătit lucrurile să putem să ajungem apoi la momentul de lansare a acestei viziuni într-un mod oficial. Și spre deosebire de nașterea APME, ARIA s-a putut naște de la bun început cu binecuvântarea fraților din conducerea cultului și aceasta, desigur, că ne-a scutit de mult efort, de multă risipă de energie despre care Ghiță, Emil, Mircea, ceilalți cu care noi am pornit la drum, Ric, își amintesc, au fost perioade mai grele atunci. De data aceasta a fost un start mai ușor și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Ambele fundații, și APME și AREA, sunt fundații, deci oficiale ale cultului penticostal, în cadrul cultului penticostal, și asta sigur că ajută. Aveți un videoclip de 6 minute cu AREA. În măsura în care descrie scopul AREA acel videoclip, nu îl spuneți. Dacă nu, spuneți scopul general și după aceea vom da videoclipul. Cum preferați? Cum preferi? Cred că videoclipul prezintă foarte bine viziunea pe care o avem, scopul, și toți cei care vorbesc în cadrul acelui videoclip practic acoperă câte un segment din viziunea noastră, așa că eu zic că e cel mai bine să urmărim acel videoclip. Haideți, stimați telespectatori, să urmărim și acest video. Cred că e ultimul, da, ultimul de pe listă. Și apoi vom vedea concret ce s-a realizat în acești câțiva ani, eu deja nu mai știu, 3-4 ani, cât ne va spune pastorul Vasilică Croitor.
Deci să vizionăm acest material și vom reveni. Acesta este poate cel mai scurt testament din istorie. Este clar, este direct, este testamentul care ți-a fost trimis chiar ție. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. 11 ucenici au luat în serios mandatul primit, iar în scurt timp, vestea despre Iisus s-a răspândit și a transformat din temelii lumea cunoscută atunci. 2 milenii au trecut de atunci, de când Iisus Hristos a dat marea însărcinare ucenicilor săi, când le-a spus, mergeți în toată lumea, faceți ucenici din toate neamurile. Prin harul lui Dumnezeu, la data de 10 septembrie 1922, s-a descris prima biserică pentecostală din România. Ne apropiem de sărbătorirea 100 de ani de atunci, sărbătorim centenarul Bisericii Pentecostale Române. Trebuie să ne punem sincer întrebarea, mai suntem noi o biserică misionară? Adevărata biserică este aceea care duce Evanghelia până la marginile pământului. Alianța pentru răspândirea Evangheliei acasă s-a născut ca urmare a acestei frământări. Ne-am oprit, ne-am întrebat, ne-am rugat, ne-am uitat peste datele statistice și ne-am dat seama că trebuie să intensificăm eforturile noastre evanghelistice din România. Ținta noastră este ca fiecărui român să îi se dea șansa să audă măcar o dată în viață mesajul Evangheliei, prezentat cu claritate, cu autoritate, prin puterea Duhului Sfânt. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub ceruri niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți decât numele lui Iisus Hristos Domnul. Tocmai din acest motiv avem datoria să ne ducem la oameni, să-i căutăm și să le punem înainte vestea cea bună. Cum vor auzi ei despre mântuire dacă nu ne vom duce noi să le propovăduim Evanghelia? Orice mișcare de trezire își pierde eficiența odată cu trecerea timpului. Orice inițiativă misionară și-a pierdut elanul după o vreme. Convinși fiind de lucrul acesta, am înființat Alianța pentru răspândirea Evangheliei acasă, din dorința de a da un nou imbold de evanghelizării României. Credem că există resursele necesare să ducem Evanghelia în acele zone ale României unde încă ea nu este cunoscută, pentru mântuirea oamenilor din țara aceasta. Credem că aceasta este chemarea lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu pentru noi și chiar mai mult îndrăznim să credem că acest lucru este un nou început pentru România. România a cunoscut o transformare uimitoare în anii după Revoluție, când prin zelul evanghelistic s-au deschis foarte multe biserici în sudul țării. Evanghelia a reușit să transforme viețile oamenilor, scoțându-i de sub robia păcatului, de sub vicii. Și personal cred că plantarea de biserici este singura șansă pentru schimbarea oamenilor și transformarea acestei țări. Suntem în anul Marii Uniri. România are multe grupuri etnice neevanghelizate. Tătarii din România încă n-au fost atinși cu Evanghelia. Avem maghiari, ucraineni, lipoveni, turci, tătari, multe feluri de romi care încă n-au fost atinși de Evanghelie. Mandatul misionar încredințat de Domnul Iisus a fost rostit într-un mod fără echivoc. Mergeți la orice făptură. Aceasta înseamnă că avem datoria să mergem la toți, la cei bogați și la cei simpli, să mergem în mediul universitar și să mergem în cătunele izolate, să mergem la toți oamenii care au nevoie de Hristos, oamenii de cultură, oamenii educați și oamenii simpli, oamenii din alte etnii. Toți trebuie expuși la mesajul acesta evanghelic. Suntem datori să prezentăm Evanghelia într-un mod accesibil cultural, într-un mod relevant cultural, pentru ca oamenii să fie invitați în părtășia aceasta frumoasă a Evangheliei. Prin harul lui Dumnezeu am dedicat mai bine de un sfert de viac de la Revoluție și până astăzi, încercând să înființăm noi biserici în Moldova, în special în area Vasluiului. În condițiile grele, cu resurse puține, am reușit,
având rezultate dincolo de așteptări. Acum este vremea unei noi generații, a unor noi proiecte, a unui nou suflu misionar. De aceea declarăm război împărăției Întunericului, război împotriva indiferenței față de nevoile spirituale ale celor din jurul nostru. Chem toți credincioșii penticostali să susțină această lucrare în rugăciune, financiar și cu orice alte resurse de care dispun. Să facem tot ce depinde de noi pentru ca Evanghelia Domnului Iisus Hristos să ajungă la toți românii. Am revenit. Ce ați reușit să faceți din ce v-ați propus în cadrul AREA? Da. Primul lucru pe care noi l-am pus în practică a fost proiectul România 100%. Proiectul acesta, în modul cel mai simplu, reprezintă urgența momentului pentru Biserica din România. Și anume, noi am descoperit în urma cercetării făcute la nivel național că există aproximativ 100 de orașe din România în care încă nu există măcar o biserică penticostală. Văzând lucrul acesta și observând că de asemenea ne apropiem de sărbătoarea centenarului Bisericii Penticostale, 100 de ani de la începutul mișcării penticostale în România, am simțit că este un bun prilej ca să asociem cele două numere și să spunem că ne propunem ca la momentul în care sărbătorim 100 de ani de la începutul mișcării penticostale, în fiecare oraș din România să existe cel puțin o biserică penticostală. Așa că am adoptat viziunea aceasta, a existat o mare deschidere și la nivelul cultului și procesul acesta, proiectul acesta, România 100%, este principala noastră cale de lucru, cale de atac pentru începutul Alianței pentru Răspândirea Evangheliei Acasă. Prin harul Domnului a existat un răspuns bun și din partea bisericilor, dar și din partea tinerilor români care au simțit chemare din partea lui Dumnezeu să se implice în lucrarea în interiorul granițelor. Așa se face că avem în prezent 8 familii de credincioși care au venit din alte zone ale țării și s-au mutat în primele 8 orașe de pe lista noastră și au început deja plantarea de biserică. Cei mai mulți au început spre jumătatea anului trecut. Dar din ianuarie facem lunar instruire timp de 2 zile, cel puțin 2 zile cu aceste familii, îi echipăm, îi pregătim pentru lucrare și rezultatele sunt foarte frumoase. Vedem oameni tineri care au o ungere de la Dumnezeu, care au un dar de evanghelist, care au un spirit de sacrificiu extraordinar și s-au mutat într-unele din localitățile cele mai izolate, cele mai sărace. Desigur, nu sunt orașe mari, pentru că în orașele mari biserica este prezentă de multă vreme. Îi avem în special în Oltenia, îi avem în Dobrogea, în Moldova, în regiuni și repet, în locuri izolate, acolo unde cuvântul lui Dumnezeu încă trebuie vestit. Vreau să mai remarc un lucru cu privire la familiile astea. Sunt cei mai mulți dintre ei au primit chemarea de a se întoarce în România și de a lucra în România după ce au locuit mulți ani în Occident. Avem din Franța, din Spania, din Anglia, din Norvegia, familii care s-au întors și în loc să spună, domnule, am muncit, ne-am făcut un viitor, ne-am făcut o stare materială bună, au ales niște orașe care, economic vorbind, nu au perspective grozave, dar în care ei simt că Dumnezeu i-a chemat și fac o lucrare frumoasă. Deja sunt biserici noi înființate, sunt grupuri de credincioși în unele dintre localitățile astea, sunt oameni care s-au botezat. Ieri vorbeam, de exemplu, la Independența, au avut recent un botez și pregătesc o altă persoană pentru a fi botezată. Sunt oameni a căror viață este schimbată de Evanghelie și mărturiile sunt foarte frumoase. Putem să afirmăm că au descifrat ecuația dedicării creștinului, cu alte cuvinte despre care discutăm. O ultimă problemă și apoi câte un mesaj, că mai avem doar 7-8 minute. Cum vă adunați resursele?
Și unul și celălalt. Nu ca persoane, ci ca organizație, evident. Da. Mulțumim Domnului că până acum El ne-a ajutat. Avem resurse. Cea mai mare resursă și importantă care lipsește este cea umană. Când Domnul Iisus Hristos a trecut prin sate, prin cetăți, a văzut gloata, i s-a făcut milă de ea și a rostit. Mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Avem nevoie de oameni și resursa financiară urmează oamenii. Dacă sunt oameni chemați de Dumnezeu, împuterniciți de Dumnezeu, Dumnezeu pregătește și resursele pentru ei. Și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat până acum să putem să susținem chiar în perioada asta de criză misionarii care sunt trimiși. Sigur că înainte de criză le-am spus că trebuie să fie atenți, prudenți, să administreze mai bine resursele pentru că nu știm cât timp va ține pandemia, dar bisericile în mare parte sunt generoase. Sigur că mai există un număr de biserici care nu s-au implicat, așteptăm să se implice și în rugăciune și în susținere și în a șoferi fiii și fiicele pentru a duce gloria lui Dumnezeu până la marginile pământului. Dacă îmi permiți, pot chiar să spun că nu atât bisericile se implică cât creștini, credincioși din biserici, pentru că modalitatea de a lucra e cu promisiunea prin credință, deci atenția, angajamente individuale. Chiar dacă biserica nu vrea să sprijine așa ceva, dumneavoastră, tu poți să faci lucrul acesta printr-un angajament de 30 de lei, de 10 lei, de cât vrei lunar și aceștia ajung pe destinații concrete la misionare. Da, e adevărat, da? Este adevărat. Poate cea mai mare provocare acum o avem pentru cei care sunt acreditați, deci tineri care au fost acreditați, au făcut o școală, au trecut de interviu, sunt gata de plecare. Și mai greu pentru ei să-și strângă fondurile acum. De ce? Unele biserici nu se mai adună, au programe scurte, suspendă programele și este mai dificil pentru ei. Dar asta este o provocare. Viramentele bancare funcționează și un ban se poate trimite. Chiar seara trecută am fost împreună într-un Zoom, într-o conferință online cu Africa și e o tânără din Baia Mare care, în ciuda pandemiei, că n-am mai avut timp să discutăm și de ea, să o înlăture Dumnezeu cât mai repede, da? Pandemia. Nu, candidata aceasta e decisă să meargă în lucrare în Uganda și ne-a impresionat efectiv decizia ei de a merge în lucrare. Cum adunați banii pentru area? Tot prin angajamente individuale sau prin biserici, ca și angajament al bisericii? Deci primii noștri lucrători au fost plasați pe câmpul de misiune doar de un an și jumătate, mai puțin chiar de un an și jumătate. Și asta a făcut ca la început noi să trebuiască să le acordăm asistență pentru că nici alianța încă nu era cunoscută în România, nu existau structurile necesare. Așa că ne-am bazat în special pe colectele pe care le-au făcut bisericile din România. A fost o colectă făcută anual, programată pentru așa ceva. Din păcate, anul acesta, colecta trebuia să fie în prima duminică din martie, când s-a declarat starea de urgență. Chiar aceea ar fi trebuit să fie duminica colectei pentru area. Și asta, desigur, că ne-a afectat. A trebuit să retransmitem bisericilor o scrisoare prin iunie, când credeam că gata, a trecut valul pandemiei, ori când scrisoarea a ajuns la biserici, numai ce a început al doilea val. Acum am trimis o nouă scrisoare pentru luna noiembrie. Rămâne ca Dumnezeu să lucreze la inima credincioșilor, a bisericilor și să înțeleagă că și de nu putem toți în aceeași duminică, pentru că există o dinamică diferită în fiecare biserică, totuși bisericile sunt invitate să ia parte la efortul acesta, pentru că este proiectul bisericilor pentecostale din România, nu este o agenție din altă parte, este născută în România de către bisericile din România și are nevoie de susținerea bisericilor din România. Nu pot totuși să trec cu vederea faptul că există un număr de biserici care au fost alături de noi, care susțin cu toată inima lucrarea area și de asemenea sunt o parte dintre bisericile din care provin lucrătorii noștri,
biserici din Spania, din Franța, din Anglia și așa mai departe, care nu doar că au făcut sacrificiul să trimită în România pe tinerii care erau capabili și erau de folos și acolo, în țările respective, ci chiar sunt alături de ei în continuare și îi susțin. Și trebuie să mai remarcăm faptul că, fiind misiune internă, avem și avantajul că pot să călătorească echipe de lucrători, pot să vină echipe de construcții, echipe sociale, echipe de evangelizare, și ăsta este de asemenea un mare avantaj. Sunt proiecte deja făcute cu susținerea unor biserici din nordul țării, din vestul țării, în Dobrogea, în Oltenia, lucru care este de apreciat și care face ca biserica să ia parte într-un mod activ. Un cuvânt de două minute. Dacă aveți și un site pentru AREA și ce le spune celor care ne urmăresc, și apoi tot două minute și colegului din studio. Sigur, un cuvânt din inimă pentru biserica din România, lucrarea este acum la îndemână. Avem structurile, există deschiderea. Dacă sunt tineri care au pe inimă plantarea de biserici în interiorul țării, mai avem încă multe localități în care ne rugăm pentru astfel de oameni cu chemare, cu ungere de la Dumnezeu. Dacă ai nevoie de instruire, dacă ai nevoie de echipare, noi oferim aceasta, oferim mentorare. Avem resursele necesare pentru a ajuta pe cei care au chemare din partea lui Dumnezeu să se dezvolte în privința lucrării. Cei care sunt interesați să ne contacteze, care vor să știe mai multe despre noi, desigur că pot să folosească site-ul nostru, care este area.ccp.ro, de la Cultul Creștin Pentecostal, deci area.ccp.ro. De asemenea, ne găsiți și pe Facebook, Fundație AREA, și puteți să ne contactați, să ne scrieți și mai departe chiar și scrisoarea de intenție și primul test care se dă pentru cei interesați. Toate astea se fac online, le făceam înainte să vină criza, așa că va fi foarte ușor să ținem legătura și în condițiile astea și să facilităm acreditarea celor care au chemare din partea lui Dumnezeu. Eu mă întorc la formula aceea cu care am început și această emisiune și celelalte precedente, Marea Poruncă a Iubirii împreună cu Marea Împuternicire rezultă Marea Trimitere. Dacă nu există Marea Trimitere, atunci lipsește ceva și trebuie să ne întrebăm în viețile noastre ca și credincioși sau în viața bisericii, oare ce lipsește? Poate lipsește acea dragoste autentică, profundă, dată de Dumnezeu pentru oameni, dragoste pentru Dumnezeu și împlinirea poruncilor Lui, sau chiar lipsește autentica împuternicire a Duhului Sfânt. Când acestea sunt, ele rezultă în misiune transculturală. Și vă invit să veniți alături și de Agenția Pentecostală de Misiune Externă, să putem trimite și susține tot mai mulți misionari. Cum vă puteți implica? O repetăm asta aproape la fiecare emisiune până la marginile pământului. În primul rând, rugați-vă pentru misionari, rugați-vă pentru câmpuri de misiune, rugați-vă pentru grupuri etnice neatinse cu Evanghelia. Apoi, susțineți pe cei care sunt gata să plece. Cum se amintea aici, nu este vorba de sume imense, noi nu suntem susținuți decât de foarte puțini oameni bogați, oameni cu afaceri mari. Cei mai mulți donatori ai noștri sunt credincioși obișnuiți care din salariu, din pensie pun 10, 20, 50 de lei în fiecare lună pentru a susține un misionar. Dar puși împreună, toți acești bani ne ajută să susținem în momentul de față între 70-80 de misionari pe termen lung. Și apoi, insist, dacă fiii și fiicele voastre vor să plece, lăsați-i să plece. Atât de ușor îi lăsați să plece în Occident, să muncească, să-și facă o carieră. Unii dintre ei suferă acolo, sunt abuzați, sunt exploatați. Dacă doresc să plece pentru gloria lui Dumnezeu, lăsați-i să plece, rugați-vă pentru ei, binecuvântați-i. Nu este onoare mai mare decât aceea de a-L sluji pe Dumnezeu, de a împlini porunca Lui și de a duce gloria Lui până la marginile pământului. Mi-amintesc de ceea ce spunea Cameron Wilson, regretatul Cameron Wilson, el a plecat să se odihnească. Întreba multe biserici din România, care dintre voi credeți că Iisus Hristos a murit pentru mai mult decât de un sfert de procent din populația lumii? Sigur că toată lumea era cu mâna sus. Și apoi spunea,
Românii sunt cam un sfert de procent din populația lumii. Credeți că a murit și pentru ceilalți? Cum să nu? Păi atunci ajutați-i și fiți solidari în această lucrare. Iată că lucrarea se face concomitent, nu consecutiv, în țară, în afara țării. Mulți au înțeles să terminăm cu România și apoi o merge și în altă parte. Nu e asta porunca Domnului, ci concomitent pe toate planurile. Există oportunități, în ciuda crizei sanitare momentane, Dumnezeu va găsi resurse și posibilități să se lucreze și în astfel de vremuri. Mulțumim tare mult invitaților de departe, invitatului de departe și de aproape. De fapt, suntem în aceeași echipă, cum se spunea, nu în bărți diferite, în aceeași barcă, în barca salvării. Și să nu uităm, corabia salvării, care este Biserica Creștină, care este Domnul Iisus Hristos, este gata de plecare. Fie să ne mântuim pe noi și să tragem cu noi cât mai mult cu putință. Vă spun un gând în încheiere. Eu puteam să stau în America imediat după Revoluție, am mers la fratele meu din Portland, dar am zis așa, americanii nu se întorc la Domnul prin mine. Dacă vin în România și 7 persoane se întorc la Domnul prin mine, n-am trăit degeaba. Domnul poate să pună și un 0 lângă 7, dar și dacă sunt 7 sau 5 sau cât va voi Dumnezeu, va fi suficient. Să-L cunoaștem pe Domnul, să ne asemănăm cu El, să ne asumăm marea trimitere ca rezultat al iubirii și ca rezultat al lucrării Duhului Sfânt în inimile noastre și vom fi fericiți pentru timp și eternitate. Mulțumesc colegilor mei, mulțumim lui Dumnezeu, mulțumim dumneavoastră, să-L cunoaștem pe El, să ne asemănăm cu El și să-L facem cunoscut și altora. Așa să fie. Mulțumesc. Amin.